Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Marcel Boloș, a anunțat că sute de mii de români care au o situație materială precară ar putea primi vouchere de până la 4.000 de lei. Banii vor putea fi folosiți pentru renovarea casei și înlocuirea aparatelor electrocasnice precum frigiderul, mașina de spălat și aragazul. În total sunt vizați aproximativ 220.000 de români. Noile vouchere vor fi primite de familiile cu peste 5 copii, de românii care nu pot munci sau persoanele vârstnice fără sprijin. Acestea vor fi acordate după o anchetă socială realizată de către autorități, cel mai probabil sub formă de carduri încărcate cu banii. Prin acest ajutor se dorește reintegrarea socială a persoanelor aflate în dificultate financiară. Potrivit statisticilor guvernului, unul din trei români este expus riscului de sărăcie sau de excluziune socială. Potrivit ministrului investițiilor și proiectelor europene Marcel Boloș, România vrea să obțină de la Comisia Europeană 600 de milioane de euro. El se așteaptă ca Bruxelul să aprobe planul anul acesta, primii bani urmând să fie primiți de persoanele aflate în nevoie în prima jumătate a anului viitor.